Bun venit pe scara cuvintelor! În general, cei care nu au o relație cu Isus Hristos înțeleg convertirea ca pe o trecere de la un sistem de credințe și tradiții la un alt sistem de credințe, dar dezbrăcat de tradiții. Problema delicată în acest proces nici măcar nu ține de sistemul de credințe, ci de lipsa tradițiilor. Vedeți, pentru cel care nu are o relație cu Dumnezeu. Credința este înțeleasă ca un soi de moștenire ușor transmisibilă de la părinte la copil, având putere în riturile cu care este îmbrăcată și care, astfel, nu îl responsabilizează prea mult nici pe cel care o transmite, nici pe cel care o primește. Pentru că noi înșine suntem forme materiale înzestrate cu suflet, tindem să ne legăm de formele materiale pe care vrem să le însuflețim, așa cum Creatorul nostru a însuflețit țărâna. Firește că, nefiind Dumnezei, ajungem să ne hrănim cu iluzia că am dat viață unor forme care nu au primit și nici nu pot primi viață. Cam așa stau lucrurile cu așa zisa credință tradițională moștenită din morți strămoși. Un sistem religios de idei și precepte aride, trasate de-a lungul secolelor de înaintași, valoroase, nu spun nu, dar închise într-o cutie învelită ca un cadou de Crăciun cu folie strălucitoare, adică cu niște ritualuri. Credem că este suficient să predăm acest cadou copiilor pentru a le asigura mântuirea și avem pretenția ca acest cadou să fie transmis mai departe nepoților și strănepoților noștri, fără a fi deschis și verificat de către aceștia. Ne condiționăm astfel mântuirea exclusiv de ritualuri. Într-o primă fază, convertirea echivalează cu ruperea foliei și verificarea conținutului, cadoului. În a doua fază, după ce am înțeles că avem de-a face cu o credință falsă, eliminăm vechiul conținut și punem în locul lui credința adevărată. Dependenți cu sânte de forme, ajungem de unde am plecat, cu o mică deosebire învelim cutia în folie strălucitoare și o transmitem așa celor din jurul nostru, explicându-le de data aceasta ce e în ea, dar fără a ajuta pe destinatar să o deschidă și să-i verifice conținutul. Ne poticnim, iată, în seducția formelor. Putem spune că îi învățăm pe ceilalți care sunt poruncile primite de la Hristos, nu însă și cum să le păzească. Capacitatea aceasta de a păzi poruncile nu este rezultatul asimilării lor teoretice, ci vine dintr-o inițiere actualizabilă, pusă deci în act, doar în relația mentor-ucenic. Hristos ne cere așadar să facem ucenici. Doar așa putem transmite mai departe o credință nesigilată. Este ideea de la care pleacă Juan Carlos Ortiz, un brazilian care și-a reformat biserica pe care o păstorește. Discutăm despre volumul Ucenicia, îndrumător pentru creșterea spirituală a credincioșilor. A apărut anul trecut la editura Casa Cărții din Oradia, dar publicat pentru întâia oară prin anii 90, cu un succes răsunător. Rădăcina problemelor, crede Ortiz, ține în primul rând de egoismul nostru. Astfel, dacă noi credem că îl acceptăm pe Isus, deja avem o problemă, fiindcă Isus este cel care ne acceptă. Egoismul nostru este sorgintea multor defecțiuni de perspectivă. Bună oară, atunci când misionarismul nostru este centrat pe câștigarea sufletelor, misiunea are loc de dragul sufletelor pierdute și de asemenea de dragul satisfacției noastre. Nici de cum de dragul lui Isus, cum ar trebui. Problema, afirmă Ortiz, are legătură cu transferul de autoritate pe care suntem mereu ispitiți să-l facem. Nu noi trebuie să fim în centrul devoțiunii noastre, ci Isus Hristos. El este Domnul și Împăratul. În Evanghelii, Isus a vorbit întotdeauna cu autoritate. De pildă, El nu l-a întrebat pe Zacheu dacă l-ar deranja sau nu să-l găzduiască, ci a spus că trebuie să o facă. Mântuirea, așa cum reiese din Evanghelii, nu este o opțiune, ci o poruncă. Imaginați-vă ce s-ar fi petrecut dacă Isus l-ar fi acceptat pe tânărul bogat ca ucenic. Cel mai probabil i-ar fi inoculat în minte ideea că poate asculta sau nu de poruncile mentorului său, iar tânărul ar fi devenit un ucenic răsfățat. Un ucenic care în anumite situații, de vreme ce chiar mentorul său i-a dat șansa variantei, și ar fi putut spune, Păi pot face asta sau nu. Ormântuirea înseamnă supunere, spune Ortiz, înseamnă a te pune sub autoritatea lui Hristos. Dacă nu ești cu El, ești împotriva Lui. Altă variantă nu există. A fi sub autoritatea lui Hristos înseamnă a căuta împărăția lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm pentru imediat, pentru o pâine mai bună, pentru sănătatea pierdută, pentru o slujbă mai bună, pentru bani mai mulți, înseamnă că ne lipsesc lucrurile acestea. Și ne lipsesc pur și simplu pentru că nu căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, pentru că nu suntem sub autoritatea Lui. Mai departe, a fi sub autoritatea lui Hristos înseamnă a fi sclavii Lui. Am fost cumpărați de El și nu mai suntem robii satanei, ci robii lui. Din pricina egoismului nostru, robia intră în conflict cu statutul pe care îl avem. Există, altfel spus, un conflict de interese între statut și funcție. Cum? Ei bine, noi ne declarăm slujitorii, robii, sclavii Domnului nostru. Aceasta e funcția noastră. Dar suntem în același timp proprietari de obiecte și dispunem de cei apropiați nouă, de familie, de prieteni. Acesta este statutul nostru. Or, statutul unui sclav trebuie să fie adecvat funcției sale. Sclavul nu dispune nici de lucruri, nici de oameni. Nu dispune nici măcar de viața lui, fiindcă doar așa își poate împlini funcția. Mulți vin la biserică pentru că vor să scape viața. Dar Isus cere o atitudine opusă: trebuie să-ți pierzi viața pentru a o câștiga. Să ne înțelegem: folosim ceea ce avem, inclusiv viața noastră, pentru a căuta împărăția lui Dumnezeu, nici de cum invers. Nu căutăm împărăția lui Dumnezeu pentru a beneficia de avantaje imediate. Este un nonsens. Bine zice Ortiz, dați-mi voie să-l citez slujitorii nu spun, Doamne, fă cu tare sau cu tare lucru. Slujitorii spun, Doamne, ce vrei să fac? Satisfacția unui slujitor constă în a-și vedea Domnul mulțumit. Perspectiva noastră este deformată fiindcă ne lipsește oxigenul împărăției, ne lipsește dragostea. Ea nu este una dintre virtuțile creștine, ea este viața creștină, afirmă Ortiz, nu este unul dintre cele mai importante lucruri, este singurul lucru. Samariteanul din pilda lui Isus, observă autorul, este bun doar în mintea noastră, sau cu alte cuvinte, este bun fiindcă suntem noi răi. Bunătatea lui este inferioară bunătății din nou legământ. Bunătatea samariteanului ține de vechiul legământ, ați iubi aproapele ca pe tine însuți, pe când bunătatea noului legământ ține de sacrificiul suprem al subiectului. Bunul samaritan nu este cu adevărat bun. El respectă o regulă veterotestamentară, nimic deosebit. Dacă vechea poruncă stipula că trebuie să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, noua poruncă îți cere să-l iubești pe fratele tău, așa cum te-a iubit pe tine Isus. Păi cum te-a iubit? Mai mult decât pe sine însuși, căci și-a dat viața pentru tine. Aici sunt convins că apare o întrebare firească. Cum este posibil să-ți iubești aproapele mai mult decât te iubești pe tine însuți? Nimic mai simplu, spune Ortiz. Nu pot să-mi iubesc aproapele ca pe mine însumi, pentru că euul meu a dispărut. Nu mai trăiesc eu, ci Iisus. Spuneam la început că în procesul formării de ucenici, una dintre cauzele stagnării este egoismul. Până aici am punctat, deodată cu autorul, consecințele spirituale dezastruoase ale acestei atitudini. A doua problemă, înrădăcinată adânc în viața comunităților noastre, iar aici intrăm în partea a doua cărții, este copilăria spirituală. Patru sunt simptomele acestei copilării. Mai întâi, încremenirea limbajului. Oamenii se roagă la fel, cântă la fel. E ca și cum m-aș adresa soției mele cu aceleași propoziții pe care le-am folosit în comunicarea cu ea atunci când încă nu eram căsătoriți. Lucrurile așadar, la nivelul limbajului, nu au evoluat. Al doilea simptom este dezbinarea. Corintenii nu se certau între ei. Aveau doar pasiuni diferite în ce privește predicatorii. Cel puțin ei au rămas în aceeași adunare. În secolul nostru, noi nu ne mai descurcăm nici măcar la nivelul lor. Suntem împărțiți în diferite grupuri. Ne întâlnim în clădiri diferite și clevetim unii împotriva altora. Dacă cei din Corinti erau niște copilași în Hristos, noi nici măcar nu ne-am născut. În loc ca lucrurile să meargă mai bine, ele merg tot mai prost. În fiecare an apar noi denominații. Trupul lui Hristos n-a fost niciodată mai divizat ca astăzi. În al treilea rând, nu ne mai oprim din cerșit. Suntem întotdeauna mai interesați să primim decât să oferim. Citez: Nu este interesant că creștinii sunt mai preocupați de darurile Duhului Sfânt decât de roada Duhului? Dacă vine în vizită cineva care are darul vindecării bolnavilor, Biserica este plină la refuz. Copiilor le plac lucrurile spectaculoase. Numai oamenii maturi sunt însă preocupați de dragoste, bucurie pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și de înfrânarea poftelor. Asemenea unor copii, nu știm cum să evaluăm lucrurile. Dacă oferim unui copil o bagnotă de 100 de lei și o bomboană, va alege de fiecare dată bomboana. Și noi suntem la fel în ceea ce privește materialismul. Întotdeauna alegem casa mai frumoasă, Mașina mai nouă, contul din bancă, înaintea lucrurilor spirituale, deoarece nu avem un sistem de valori matur. Mai mult chiar, încercăm să-l folosim pe Dumnezeu pentru a acumula lucruri materiale. Nu este suficient că urmărim noi înșine bunăstarea materială, dar mai încercăm să-l convingem și pe Dumnezeu să ne ajute să o dobândim. Suntem niște copii egoiști. În fine, lipsa lucrătorilor din Biserică este un al patrulea simptom. Ne lipsesc părinții spirituali, cei care să se implice în creșterea copiilor. Citez: Nu înțeleg cum, dar avem oameni care sunt credincioși de peste 10 sau 20 de ani și încă nu pot conduce pe cineva la Hristos. Marea lor realizare este faptul că invită pe cineva la Biserică de ce nu veniți la biserica noastră? Avem o clădire frumoasă, cu o mochetă frumoasă, cu scaune comode, cu aer condiționat, iar pastorul este un tip simpatic. De ce nu veniți și dumneavoastră cu noi? Dacă persoana este de acord, creștinul consideră că și-a făcut datoria. Pastore, mi-am adus prietenul la biserică. De aici încolo, totul depinde de tine. Așa că pastorul trebuie să predice Evanghelia, să conducă acea persoană la Hristos, să o boteze și să aibă grijă de ea în continuare. Dar ce o fi maturizarea asta spirituală de care ne tot lovim, și despre care se vorbește și în epistola către evrei? Dacă ne apropiem cu atenție de textul menționat, observăm că învățăturile începătoare despre care vorbește autorul, în evrei sunt totuși învățături grele. Botezul, punerea mâinilor, învierea morților, judecata veșnică. O primă problemă este de ordin structural. Pastorii, aflăm din Efeseni 4, nu sunt chemați să facă lucrarea de slujire, ci să-i echipeze pe sfinți pentru lucrarea de slujire, adică pe copiii spirituali. La rândul lor, după ce vor fi echipați, adică după ce vor crește, aceștia se vor implica automat în echiparea altor copii pentru lucrarea de slujire. Și așa mai departe. Scopul final este, după cum afirmă Apostolul Pavel, să ajungem cu toții la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Procesul acesta, în care relația dintre mentor și ucenic sau învățător și ucenic este fundamentală, dinamică și prolifică, Procesul acesta nu poate fi posibil în situația în care în bisericile noastre există doar copii spirituali, iar pastorului îi revine rolul de mentor universal. Cu cât se nasc mai mulți copii într-o biserică, observă Ortiz, cu atât sunt mai multe scutece de schimbat. Iar dacă acești copii nu cresc, biserica nu crește, ci se îngrașă. Pastorul ajunge dopul unei instalații sub presiune. Ajunge să schimbe scutecele tuturor. În Biserica modernă, dați-mi voie să citez: Pastorul de succes este cel care stă în fiecare duminică în același loc cât mai mulți ani. În Biserica primară, pastorul de succes era cel care îi putea determina pe ucenicii săi să crească mai repede și mai bine pentru a putea trece la un nou obiectiv. Și nu pentru că era dat afară, ci pentru că putea lăsa liniștit biserica în mâinile fiilor săi, ca să meargă într-o altă regiune. Se putea întoarce mereu acasă, așa cum și Pavel s-a întors la Antiohia. Același Pavel spune: "Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos." Iată procesul de formare a ucenicilor, și ajungem astfel și la esența acestei cărți. Ce este, la urma urmelor, un ucenic? Formal vorbind, este acel copil care, la început, este hrănit cu lapte. În fond, însă, ucenicul este, și avem aici definiția lui Ortiz, pe care îl citez din nou: o persoană care învață să trăiască după modelul învățătorului său. Apoi, treptat, îi învață și pe alții să trăiască așa cum trăiește el. Astfel că ucenicia nu înseamnă transmitere de cunoștințe sau de informații, ci presupune să transmiți viață. De aceea a spus Isus, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Ucenicia este mai mult decât a ajunge să știi ceea ce știe învățătorul tău. Ea înseamnă a ajunge să fii ceea ce este el. De aceea spune Biblia că trebuie să facem ucenici. Aceasta presupune mai mult decât doar a le vorbi, doar a câștiga sau doar a instrui. A face un ucenic înseamnă a crea o copie. Iată de ce învățătorul trebuie să fie la rândul lui un ucenic. Bisericile noastre nu sunt formate din ucenici, ci din membri. Termenul membru al Bisericii este contradictoriu. Ideea de membru trimite la aderarea individului la un grup, fără pierderea independenței sale. De exemplu, membru al unui club în care fac ce vreau, respectând totuși niște reguli formale, cum ar fi înscrierea, cotizația lunară și un comportament prin care să nu afectezi imaginea clubului. Dacă eu sunt degetul mic al mâinii stângi în trupul lui Hristos, independența mea este o contradicție, fiindcă eu sunt dependent de cap, iar valoarea mea este reală doar în măsura în care depind de autoritatea superioară mie. Biserica lui Hristos, prin urmare, nu are membri, ci ucenici care se supun învățătorilor lor, ei înșiși ucenici supuși altor învățători. Și așa mai departe. Învățătorul cu majusculă în această structură ierarhică este Hristos. Dacă degetul mic al trupului numit Hristos face ce vrea și nu se supune încheieturii, care se supune articulațiilor brațului, care se supune articulațiilor umărului și așa mai departe, își pierde funcționalitatea și, și dezechilibrează întreg trupul. Nu există, deci, formare de ucenici fără supunere. Dați-mi voie, spre exemplificare, să-l citesc pe Ortiz. Să zicem că ne-am format copiii după sistemul bisericii. Ar trebui să zic familiei mele: Veniți! Este timpul slujbei religioase. Predica de astăzi va fi despre cum să te speli pe față și pe urechi. Luați loc acum vom începe cu un cântec frumos. El sună cam așa. Săpunul e un lucru minunat, minunat, minunat. Când cu apa amestecat, face bule care zboară, zboară, zboară. nu așa că e frumos? Vă place acest cântec? Acum e vremea mesajului. Săpunul a fost inventat în China cu patru secole înainte de Hristos. El este disponibil în calupuri de diferite mărimi, culori și parfumuri. Este produs din diferite minerale, vegetale sau uleiuri animale, în funcție de preț. Când este amestecat cu apă și aplicat pe față și urechi, le face frumoase și curate. Bineînțeles că dacă vă intră în ochi, vă va ustura. Chiar și așa, usturimea nu va ține mult, iar dacă sunteți atenți, o puteți evita. În felul acesta, vă puteți menține fața și urechile curate. Acum în timp ce cântă corul, acompania de orgă, cântarea, așa cum sunt la tine vin, dacă ați fost mișcați și vreți să vă spălați pe față și pe urechi, ridicați o mână. Nu așa se formează un om. Cel puțin, nu așa m-a format mama mea. Ea mi-a dat un ordin, iar eu am ascultat. Acum mă spăl pe față și pe urechi, fără ca ea să fie nevoită să se mai îngrijoreze. Pastorul brazilian analizează în continuare așa-numitele tradiții care s-au înrădăcinat în comunitățile evanghelice, limitând misiunea lor și oferă o soluție, celula sau, în limbajul nostru, grupul de casă. Îmi este imposibil să detaliez, ar trebui, practic, să citesc aceste capitole filă cu filă. Am să mă opresc la ceea ce e foarte important, și anume problema maturizării de la care am pornit. După cum spuneam, suntem incapabili să ajungem la maturizare, fiindcă bisericile noastre sunt pline de copii. Copii care învață ceea ce știu pastorii și cam atât. Copii care nu pun în aplicare ceea ce învață. Celula, în acest context, joacă un rol fundamental. În celulă are loc trecerea de la mijloc la scop, de la învățătură la practica ei. Practic, e un fel de trecere de la vechiul legământ la noul legământ excelentă imagine alegorică prin care autorul descrie noul legământ așezându-l lângă cel vechi. Mama își trimite fica să-și curețe camera, iar aceasta se conformează sau refuză. Iată vechiul legământ. Dar când îi vine în vizită iubitul, fica își va face ordine în cameră fără a mai fi împinsă de la spate, căci legea este scrisă în inima ei. Iată noul legământ. Vechiul legământ ține de slovă, de litera legii, de umbră. Noul legământ are de a face cu schimbarea inimii, cu realitatea. să lăsăm pe autor să ne explice. Dacă oferim un verset despre pace, slujim umbrei. Dacă aducem pace, slujim realitatea. Putem oferi oamenilor realitatea când îl urmăm pe Duhul. Isus le-a spus celor 70 de ucenici când i-a trimis, în orice casă veți intra, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminteri, ea se va întoarce la voi. Ucenicii nu au dat oamenilor versete despre pace, ei le-au dat pacea însăși. Noul legământ, în loc să vorbească despre dragoste, determină dragostea să acționeze roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, facerea de bine, bunătatea, credincioșia, înfrânarea poftelor, plândețea, este mai mult decât o lege. De fapt, dragostea este împlinirea legii. Dacă aveți dragoste, aveți și restul roadei. Roada Duhului este roada noului legământ. Dacă doar vorbim despre pace sau vorbim despre dragoste, dacă venim doar cu niște versete biblice despre aceste lucruri, suntem slujitori ai umbrelor păcii și ai umbrelor dragostei. Dacă oferim pace și dragoste, oferim oamenilor realitatea acestor lucruri. Aceasta este diferența dintre vechiul legământ și noul legământ. Slova este umbra realității, Duhul este. Realitatea însăși. Să fii matur din punct de vedere spiritual înseamnă așadar să aplici ceea ce știi, să fi învățat poruncile lui Hristos și să-i înveți asta și pe ucenicii tăi. Maturitatea noastră spirituală își are rădăcinile în învățătura sănătoasă. Dar care este învățătura sănătoasă? O fi ceva greoi? O fi vreo doctrină? poate droctina Sfintei Treimi, poate e vorba despre milenul din Apocalipsa. Păi ne spune Pavel atunci când se adresează lui Tit. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântului Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați, sfătuiește pe robi să fie supus stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba. Cartea lui Juan Carlos Ortiz are calități literare modeste, dar în mod justificat, întrucât se adresează majorității. Totuși, m-am bucurat de o frază îngrijită și îl felicit pe Laurențiu Pășcuț pentru traducere. M-am bucurat de un ritm alert, de ușurința lecturii, de situațiile sau imaginile exemplificatoare excelente. Până la urmă, o carte este reușită în măsura în care își îndeplinește obiectivele propuse. În sensul în care satisface estetic vorbind așteptările cititorilor săi, iar aici discutăm despre o majoritate de loc pretențioasă din punct de vedere literar. În sensul în care este deopotrivă coerentă și captivantă din punct de vedere ideatic și militează pentru ceva oferind soluții concrete. Ucenicia lui Juan Carlos Ortiz este acea carte la care noi creștinii ar trebui să revenim periodic, nu pentru a ne hrăni din ea, căci pentru aceasta avem Biblia, ci pentru a ne limpezi din când în când vederea, tulburată de praful lumii. Închei cu o precizare minoră. Verbul a uceniciza, pe care l-am găsit în prefață, nu există în limba română. Recomand varianta a forma ucenici.